Pentru a fi mai clar cadrul în care vom desfășura aceste întâlniri, îl rog pe domnul profesor Lenin, care este directorul Centrului de Cercetare și Dialog în Teologie, Filozofie și Știință, pentru a vă explica mai bine modul în care se vor desfășura acestea. Înainte evident de a mulțumi și părintele decan Ștefan Buchiu pentru amabilitatea de a extinde această colaborare dintre facultățile acestei universități și colaborarea cu universități din București cu alte universități, în special Universitatea de Medicină, Universitatea Politehnică din București, Academia de Științe Economice și, în ultimul rând, Universitatea Tehnică din București. Evident și domnului decan al Facultății de Filosofie, domnul profesor a avut această amabilitate de a nu numai de a ne gândi, dar de a și participa la acest dialog mai tech, așa cum spuneam, între Filosofie, Teologie și Știință, domnul profesor Dorin Boganu, este acolo undeva în spate și ne dă o binecuvântare filozofică. Da, acum îl rog pe domnul profesor Lenin să spun mai pe larg despre această mutare, despre această, mai bine zis, motivare a mutării dialogului din cadrul Facultății de Teologie la Facultatea de Filosofie și, evident, așa cum am spus, dialogul dintre Universitatea din București, această temă cu facultățile celorlalte universități din București.